Deținătorii mai multor licențe de emisie sunt obligați să renunțe la licențe, păstrând numai două de același tip. Modificări la codul audiovizualului au fost aprobate pe 30 martie în Parlament cu votul a 79 de deputați din 86 prezenți. Deputații au votat ca 6 ore de conținut local să fie difuzat în orele de maximă audiență, oferind telespectatorilor din țară programe autohtone în loc de cele străine. Produsul autohton va constitui cel puțin 8 ore din volumul zilnic de emisie, iar cel puțin 6 ore din acestea vor fi difuzate în orele de maximă audiență. Numai puțin de jumătate din programe vor fi difuzate în limba de stat. În acest sens, proiectul prevede aplicarea graduală a penalității pentru radiodifuzori. Consiliul Coordonator al Audiovizualului va aplica sancțiuni în dependență de gravitatea și frecvența încălcărilor comise. Proiectul a fost înregistrat în Parlament în 2015, fiind avizat de Consiliul Europei și OSCE.